trag greutatea hypertrofiei, sper că vreo 4-5 oameni și restul. Ne considerăm și avem aere de fondator, de asta. În fond nu facem. Nu, dar să știți că Profesor e un proiect important al organizației noastre. Și cine participă acolo, eu sunt un membru activ, îl putem considera un membru activ. Domnul Ușor, dar trebuie maximum de făcut. De ce să nu faci o persoană? Mă rog, în funcție de posibilități. Este dezolant în momentul când omul nu participe deloc, chiar absolut deloc. Adică îl vedem, nu că te dixești să vină nici măcar la adunarea generală. Uite aici e jale. Iată ce avantaj mare am avut noi, că am alternat la administrația Hyde Park foarte mulți oameni. Mai e cineva care nu a fost în Consiliu? Ia-ți văd o mână ridicată. Ia ca Mircea încă nu a fost, domn profesor n-a fost. Am fost candidat. Deci sunt toate șansele ca cei care încă nu au fost în Consiliu să manifeste de acum încolo. Așa, ok. Deci, cum stabilim? Trebuie să facem în statut și categorie de ex-membru Hyde Park. Ok, mai dăm propuneri pentru categoria asta, terminul ăsta, de voluntar, aderent. Eu, de exemplu, subscriu la aderent. De ce? Pentru că terminul ne arată, deci e un proces. Ne arată un om care e implicat într-un proces de aderare. Și arată caracterul provizoriu. Exact. Deci eu aș vota pentru anume pentru termenul. Deci al patrulea termen, da? Voluntar, activist, simpatizant și aderent. Scrie-le undeva pe toate. Da-ți-mi și eu propun să facem vot deschis pentru cine asta. Cine mi-a furat fixul? Da. Dar voi n-ați dat mandate de vot. Am ușa să amestici membri cu aderențe. La Havuz, în partea de sus. La partea de sus, la Havuz. Foi deixa ele